Cam asta a fost fața mea în urmă cu câteva luni, când am fost întrebat dacă procesoarele ARM pe Windows au un viitor. Și cam asta era fața mea și acum 2 săptămâni înainte să mă apuc să testez. Dar hai să vedem. Au un viitor? Dar care este fața ta acum, după ce l-ai testat? Depinde. Pentru că nu toate lucrurile sunt roz de la început, cum nici pentru Apple nu a fost roz de la început. Adică acesta este un M1 Pro, prima variantă, cel lansat la început și l-am băgat în teste pe acesta pentru că este foarte asemănător cu performanță cu Air-ul care conține M1. Practic diferența între ăsta și acela este un core și parcă unul la GPU sau ceva de genul ăsta. Oricum o diferență infimă. Am zis că merge să-l folosesc pe ăsta la testare și să-l compar cu Snapdragon-ul nou, cu Windows. Snapdragon ce folosește acum un procesor Snapdragon X Elite X1E8100. Nu știu ce mă uitam acolo, cam și în față. Lista. Deci, procesor Snapdragon cu 12 core-uri versus procesor Apple M1 cu 8 core-uri versus procesor AMD Ryzen cu 12 core-uri. Deci, 12 core-uri, 12 core-uri, 8 core-uri. Acesta, chiar dacă este un procesor ARM Snapdragon, sunt 12 core-uri de aceeași putere, pe când la Apple, la M1, avem 4 core-uri de viteză mare și 4 core-uri de eficiență, iar la acest AMD Ryzen avem 4 core-uri de performance și 8 core-uri de eficiență. Practic sunt 4 core-uri Zen 5 și 8 core-uri Zen 5. Ce? Dacă e să ne luăm pe hârtie 12 core-uri versus 12 core-uri teoretic între astea două, ar trebui să ducă bătălia și asta ar trebui să fie la eficiență să câștige, dar lucrurile credeți că stau așa. Megahertzii nu contează pentru că este irelevant, totul ține de șasiu, de implementare și de aceea n-am luat în considerare la câți megahertzi, plus că având core-uri de performanță și core de eficiență, core de performanță, core de eficiență și doar core de performanță, cumva mi se pare irelevant. Însă ar trebui să mai spun că acesta are DDR5 32 de giga, DDR5 32 de giga, DDR something 16 giga. La astea două RAM-ul este lipit de procesor, la ăsta RAM-ul este lipit de placă de bază. La viitoarele Intel, RAM-ul este lipit de procesor. Și cumva ăsta e viitorul, adio upgrade RAM la laptop sau cel puțin la modele Ultra Slim. Ok, și pentru că tot zicem de eficiență, scopul unui laptop este portabilitatea. Să îl închid și să plec cu el. Ajung unde am nevoie, cafenea, birou, terasă, club, studio, nu contează, l-am deschis și pot să-mi văd de lucru. Și ar trebui să fac acest lucru toată ziua, fără nicio problemă, de dimineață până seara. Iar pentru mine o zi de muncă are în general 9 ore, programul de birou, plus câteva ore extra, programul de studio, de testare, notat, venit la studio, citit de pe informațiile și în general sunt cel puțin 2 ore de stat la studio. Asta înseamnă că ar trebui să sar de 11 ore. Iar cu Snapdragon, atunci când am browserul deschis și mă uit la YouTube și atât, bine, wireless-ul pornit, Bluetooth-ul pornit, iluminatul tastaturii pentru că așa este setat pornit, luminozitatea de 80% pentru că așa este implicit setat și așa am lăsat 80%, toate trei au avut luminozitatea la 80%, chiar dacă sunt OLED-uri și au luminozitate mai mare față de IPS-ul ăsta cu luminozitate mai mică, trebuie să fie 80% by default, nu la X niți, pentru că atunci era mai dificil de controlat. Dar 80%, browser, YouTube, playlist 4K, play, aproape 7 ore, 6 ore 55 de minute. Din nou, același lucru, YouTube, play, playlist, un playlist cu clipurile noastre, 4K, ca să avem un load și pe procesor și pe placă video, Wi-Fi-ul pornit pentru că na, luminozitatea la fel, tastatura se aprinde să închide singură, la ambele trebuia o dată la jumătate de oră să chiar mai puțin să mișcă cursorul pentru că intra automat screensaver-ul, pentru că sunt OLED, ca să nu apară burning-ul și a trebuit să stau tot timpul lângă ele să mă asigur că nu. Iar la acesta, bateria a rezistat 7 ore jumate. Deci cu vreo
30 de minute mai mult decât la Snapdragon, la AMD. Iar la ăsta, care este model 2020, care are bateria la 85%, adică deja s-au uzat 15% pentru că na, este folosit, a reușit să stau pe baterie 10 ore și 40 de minute. Tot browser, Firefox, nu, Edge și Safari. Edge pentru că este suitat de la Microsoft, este integrat de la Microsoft, teoretic este cel mai optimizat, teoretic. Safari vine de la Apple, teoretic este cel mai optimizat. Nu am vrut să folosesc Firefox, că după aia s-ar putea să existe întrebări, e mai bine optimizat pentru una? Nu. Direct ce vine de la ei și aia a fost. Și pentru că tot ziceam de baterie, am vrut să stresez și în jocuri. Așa că pe astea două am folosit Red Dead Redemption 2 ca stress test, iar pe ăsta Tomb Raider, mă rog, Shadow of the Tomb Raider, pentru că Red Dead Redemption 2 nu rulează pe Mac, dar Shadow of the Tomb Raider rulează. Din nou, am putut să stresez să văd cât ține bateria. Pe ăsta, cât crezi că a ținut bateria? Este Snapdragon ARM optimizat pentru baterie ca să te țină. 7 ore. 2 ore. 2 ore. Adică dacă e să faci o editare foto-video, să-l utilizezi intens, vei avea de la 2 ore în sus. Ăsta, care este cu procesor AMD, care este Ryzen, care are o placă video Radeon 890M. Care tot așa, și ăsta ca și ăsta, ambele de fapt toate te folosesc din RAM-ul calculatorului, pentru RAM, pentru placă video, ca VRAM să folosesc. Ăsta, cât crezi că ține bateria? Procesor AMD. 5 ore. Aș fi vrut. 2 ore și 40 de minute. Deci teoretic 40 de minute mai mult decât ăsta, strict același joc. Iar pe Mac 2 ore și 25 de minute. Dar a fost alt joc, să zicem că poate nu este la fel de intens, deși load-ul era suficient de mare. 2 ore și 25 de minute. Deci Mac-ul este undeva între, însă asta luați-o cum vreți voi, ca eficiență, doar că eram curios. Însă, pentru că este Mac, ai doar câteva jocuri care sunt accesibile și merg. De exemplu, Death Stranding-ul știu sigur că merge pe Mac. Chiar s-au lăudat cu un joc super mișto, a venit și pe Mac. A venit pe Mac. În App Store. Eu l-am în Steam și în Epic. Pe astea două poți să-l instalezi din Steam și Epic și să-l rulezi. Pe ăsta poți să-mi instalezi Steam-ul și Epic-ul, le-am instalate, însă Death Stranding-ul, nu. Shadow of the Tomb Raider, merg pe toate trei. Și bine, pe Mac mai era și Metro Exodus și mai erau câteva jocuri care și-ar fi mers și pe astea, dar am zis că Shadow of the Tomb Raider este un joc care are și ray tracing dacă vrei, nu este atât de demanding, este suficient de demanding și am zis ok. Hai să testez. Și am folosit rezoluția 1920x1200 pe toate trei, preset-ul de high, nu pe highest, ci high, ray tracing-ul pe Mac nu merge, pe Qualcomm la ora actuală nu merge, iar pe procesorul cu Ryzen i-am zis off, ca să n-a, să fie egal. DLSS-ul off, pentru că niciunul dintre ele nu are DLSS, pentru că ambele au acel upscaling de la Copilot Plus a fost off, ca să mă asigur că nu sunt păcălit de rezultate. Deci practic nimic de upscaling. Și avem așa, pe Qualcomm 23 de FPS-uri, pe Mac 23 de FPS-uri și pe Windows, pe Ryzen, pe AMD 38 de FPS-uri. So, yeah, dar din nou, highest la rezoluție 1920x1200. Deci teoretic pe astea două, dacă mai scoți puțin rezoluția și te duci pe mediu sau low, vei avea ceva mai multe FPS-uri și va fi jucabil. După aceea, am zis să testez Cinebench R23. Un benchmark sintetic, dacă îți dă cumva o idee de performanțe. Și avem așa, pe Snapdragon 11667 de puncte, pe M1 7844 de puncte și pe Ryzen 16120 de puncte. Ambele au 12 core-uri, ca idee. Asta e mai doar 8 core-uri. Doar 8. Dar poate nu vă interesează testele sintetice.
Așa că am încercat UL Procyon. Procyon? Procyon. Okay. Pentru că tot pronunțam greșit și am fost corectat. UL Procyon. Dar credeți că se pronunță altfel? Lăsați în comentariu. Sunt curios cum crezi voi că se pronunță. UL Procyon este o aplicație foarte mișto. Este făcută de către cei care au făcut și 3D Mark-ul. Deci băieții se pricep la benchmark-uri. Doar că folosește Office-ul, adică Word, Excel, PowerPoint, Outlook, pentru Office Productivity, pentru Video Editing folosește Adobe Premiere Pro și pentru Photo Editing folosește Lightroom Classic și Photoshop. Dacă nu ai Lightroom Classic și ai Lightroom varianta nouă, o să dai eroare și nu o să meargă, ca idee. Și de ce spun aceste lucruri? Pentru că pe acesta, pe Qualcomm, pe ARM, Lightroom Classic nu se poate rula, nu se poate instala. Cel puțin, nu varianta oficială de la Adobe. Pentru că, na, folosim varianta oficială, nu folosim crack-uri. Și UL Procyon are nevoie de licențe, software licențiate, adică Office-ul trebuie să fie licențiat, suite Adobe trebuie să fie licențiată. So, yeah, pe ARM, photo editing, no, no. Pentru că nu ai Lightroom Classic, ai doar Lightroom-ul RAW, care am folosit Lightroom-ul nou ca să fac din noise și export ca să compar cu celelalte, dar o să vă spun puțin mai încolo. După aceea, pe video editing, pe Mac, nu există. Au doar Photo și Office. Deci, la video editing, din nou, nu pot să le compar pe toate trei. Singurul care aș putea să-l folosesc ar trebui să fie Office Productivity Benchmark, pe care pe cele două cu Windows a rulat. Pe cel cu Mac a rulat, doar că la sfârșit mi-a dat o eroare și rezultatul era zero. Și am pierdut, cred că mai bine de jumătate de noapte, încercând să-mi dau seama de ce am acel rezultat zero. Pentru că benchmark-ul în sine rula, doar rezultatul la final era zero. So, yeah. Iar pe acesta, încercând să pun acel Lightroom, nu Lightroom Classic, varianta nouă de Lightroom, am crezut că pot să păcălesc și să ruleze pe acela. Pornește Photoshop-ul. Când trece la Lightroom, dă eroare și îmi dă scor zero. So, dacă vreau să folosesc Office Productivity, acesta de aici cu Snapdragon a avut 6189 de puncte, Mac cu eroare, iar cel cu Ryzen 6486 de puncte. Ca să putem să comparăm. După aia, la photo editing, eroare, 6225 de puncte și 6227 de puncte. Iar la video editing, eroare la scroll final, chiar dacă are Adobe Premiere, benchmark-ul dă eroare, nu există benchmark-ul pe Mac, iar pe AMD, pe Ryzen, 4261 de puncte. Ok, ca idee, fix photo editing pe un laptop cu un Intel i9 14900HX și o placă video RTX 4070 a avut 7554 de puncte. Pe când acesta a avut doar 4200 de puncte. Deci acela are undeva la 30-40% mai mult, dar este un laptop mare, gros, de 330W, nu de 65W. Apropo, toate trei sunt de 65W. So, cam asta ar fi cu benchmark-urile sintetice. Așa că trecem la benchmark-urile rulate manual. Și începem cu Lightroom. Lightroom Classic pentru astea două și varianta nouă pentru asta. Avem 115 cadre RAW la 24 megapixeli făcute cu un Canon 70D și avem așa, pe ăsta timpul de export a fost de 49 de secunde, pe Mac 56 de secunde, iar pe Ryzen 44 de secunde. Ryzen-ul până acum câștigă detașabil. După aceea, avem DaVinci Resolve, un clip 1080p, H264 la 25 de fps-uri, nu foarte greu, dar este un clip întreg. Pe Snapdragon, timpul de export a fost de 1 minut și 13 secunde, pe Mac 58 de secunde, iar pe Ryzen 1 minut și 3 secunde. Sincer, mi se pare foarte apropiat. După aceea, am trecut la Adobe Premiere Pro. Chiar dacă mai devreme ziceam că a crășuit, dar a crășuit când rulam testul sintetic. Ca să rulez aplicația în sine, pe Snapdragon, a mers. Chiar există un anunț de la cei de la Adobe că rulează la aplicație nativă. Momentan nu este nativă și folosește un layer de translatare de la X64 la ARM. Și am putut să fac teste. Și avem așa un clip
4K la 60 fps-uri H265, un clip filmat cu iPhone, un Osmo, un clip destul de lung, complex, tranziție, editări, stabilizare, you name it. Timpul de export pe Snapdragon. De fapt, zi tu timpul de export. Ok, hai să spunem așa. Pe Windows, timpul de export a fost de 12 minute și 48 secunde. Pe Mac, timpul de export a fost de 12 minute și 56 de secunde. Și pe Snapdragon, pe Windows, cât? 13 minute de rom. 24 de minute și 15 secunde. Am zis că este eroare și am refăcut testul. Și am refăcut testul de 3 ori. Și atât timpul a fost la fel, diferență de o secundă. Nu e nativ momentan. Ok, ok. E de așteptat. Ok. Să zicem, să zicem. După aceea, am instalat Lightroom Classic pe ăsta și Lightroom-ul nou pe ăsta. Lightroom este varianta nouă lansată săptămâna aceasta. Săptămâna trecută, acum două săptămâni, când am făcut teste și review-ul la el și am publicat, nu exista deloc Lightroom. Exista doar varianta de cloud care și-a dat de eroare. Pe când acum există Lightroom-ul, că de asta am și testul de export mai devreme și de asta am putut să rulez și testul de denoise. O poză, 24 megapixel, tot cu Canon 70D, 24 megapixel e Sony-ul din spate de acolo, este o mărime normală, o mărime micuță, dar normală. Și zic că este ok ca să testez. Și avem așa, pe Windows, pe Ryzen, 30 de secunde, pe Mac, 23 de secunde, ghicește pe Snapdragon. Aplicația este scos, proaspăt scoasă. 20 de secunde. Nu. 3 minute și 36 de secunde. Serios, am zis că, băi, nu, e ceva greșit. Și am reluat testele. La fel. Deci am pornit cronometru pe telefon de 3 ori și de 3 ori l-am oprit și am zis că nu, e ceva greșit. Și de fiecare dată mă uitam și de fiecare dată a fost la fel. Și nu am avut nicio aplicație deschisă în spate. Nu hardware, monitor, nu task manager, nimic altceva special. Ca să nu mi influențeze, să nu spun că, hei, mai multe resurse de ale. M-am uitat special să văd dacă este vreun update de Windows înainte sau nu. Nimic. Bateria era full, toate erau băgate pe priză, toate au fost testate cu bateria full, special ca să nu există vreo problemă. So, timpul unei concluzii. Din punct de vedere al prețului, toate trei costă cam la fel. Pentru că de asta am făcut și acest test. Diferențele sunt destul de mici. Ca și portabilitate, 16 inch, 15 inch, 13 inch. Aici depinde de tine. Ăsta are OLED, ăsta are OLED, ăsta e IPS. Trackpad-urile sunt foarte mișto, tastaturile sunt chiclet pe toate, sunt foarte ok. Doar că trebuie luat în calcul că mai nou a apărut M3-ul, care M3-ul are performanțe și mai bune decât ăsta. Și acela este și mai subțire. Doar că acela e răcit pasiv. Și s-ar putea la export să ia ceva mai mult timp pentru că e răcit pasiv. Doar că nu avem la dispoziție niciun M3, nu am avut de unde să facem rost, nu suntem genul de canal în care să cumpărăm un produs, să-l folosim, să facem teste și după aceea să le returnăm. Ne se pare bătaie de joc și refuzăm să facem acest lucru. Folosim mereu ce ni se oferă sau ce avem. Și de aceea am folosit acest M1. Concluzie, Snapdragon încă nu e acolo. Merge folosit, sure. Dacă ai nevoie să editezi ceva, să faci ceva, da. Dacă vrei browsing, n-are nicio problemă, ține bateria suficient de mult, e ok. Vrei gaming? Depinde de gaming. Se poate și ceva gaming. Vedeți preview-ul direct pentru el, în care avem mult mai multe jocuri testate. Am aici, îl am în față, de ce să mă... Deci, dacă vrei gaming, sigur, se poate și ceva gaming, inclusiv un Red Dead Redemption, adică ai un 30 plus FPS-ul și un Red Dead Redemption 2, care este un joc foarte demanding, nicio problemă. Dacă vrei gaming ceva mai bun, AMD-ul, soluția cu AMD, ecranul e mai mare, bateria ține mai bine, editare merge mai bine, randare merge mai bine, so, momentan nu văd niciun motiv de ce aș cumpăra cel cu Snapdragon. Adică, în afara faptului că este o noutate, încă nu văd un motiv la ora actuală. Bateria tot se duce între procesoarele clasice și Mac. Iar aici ține de voi, ține de ecosistemul vostru, ține de preferințele voastre, obișnuința voastră, ce vreți să faceți și așa mai departe. Dacă l-aș avea pe ăsta în loc de Mac, adică în loc de Mac-ul ăsta, n-aș zice nu, l-aș folosi. Ar fi câteva chestii care mi-ar lipsi, cum ar fi copy-paste-ul de pe telefon pe Mac, cum ar fi posibilitatea să folosesc direct iPhone-ul ca și webcam,
în diferite condiții, streaming, conferințe, videocall-uri, pentru că webcam-urile încă nu sunt acolo unde ar trebui să fie. Dar în afară de asta, n-am simțit nicio diferență. Da, ok, ăsta are HDMI inclus, ăsta are HDMI inclus, au câte un USB mare, pe când la ăsta stau cu dongle-ul după mine. Dar dacă vreau altceva, cum ar fi, nu știu, o mufă de rețea, tot să stau cu un dongle. Dacă vreau mai multe USB-uri, tot stau cu dongle. Ambele se încarcă de 65W. So, din nou, este aceeași chestie. Deci, în afară de Snapdragon, alegeți voi. Aici ține doar de voi. Și cam asta ar fi concluzia. Cam asta e părerea mea, astea sunt cele noastre. Asta este dezamăgirea mea legată cu Qualcomm și acest Snapdragon. Apropo, am înțeles că tocmai lansează sau prezentat un procesor nou cu doar cu 8 core-uri, nu 12 core-uri, deci așteptați eu la performanță și mai mică. Dar în același timp există Air-ul cu mai puține core-uri pe ăsta, există Ryzen, nu Ryzen 9, ci Ryzen 7 și Ryzen 5 cu mai puține core-uri și pe ăsta și automat și placă video mai mică, nu un Radeon 890, deci automat și performanță mai mică și pe ăsta. So, yeah. Dacă aveți întrebări, mai jos este o căsuță, dacă aveți recomandări, critică constructivă, mai jos este o căsuță, dacă vreți să discutați cu noi, avem un link de Discord jos în descriere, dacă vreți să cumpărați vreunul dintre astea, jos link în descriere, ca de obicei. Eu sunt Lucian, în spatele camerei este Mircea, la edit este, vedem cine editează, nu rămân decât să spun un singur lucru. Mai testăm ceva și data viitoare. Hai.